Este format din melodii care marchează momente importante din viața omului. Aș îndrăzni să spun cum și în seara aceasta este un astfel de moment. Iar instrumentul său de suflet, n-am știut, este fagotul. Mai mult decât atât, pentru recitalul din această seară, este însoțit de grupul vocal al parohiei Rodica Moșoiu, cartier Baicului din București. Vor cânta alături de marele artist Grigore Leșe. Și lui
uit pe artistul Grigore Leșe și viu în piața asta a Constituției să spun o poveste despre Săptămâna Mare, să cântăm cântece care se leagă de Hristos, de Maica Domnului. Măcar o dată într-un an, într-o zi. Și pășiturile trebuie să fie smerite. Un drum, o staș, o cruce și sub dânsa sfârșit de lovituri și de ocare, e fiul tău când colțiri de fiare, mulțimea în jur sălbatic, valul strânsa. S-au revărsat tălăzuiri de ură să pună stabilă iubirii sfinte și i-au stropit și față și veșminte cu vorbe grele, ca o lovitură. Dar n-au știut că lăi taina lină care îl dădea spre Golgota răbdare, că scris este taina asta mare în Duhul tău cu raze de lumină. Ei n-au știut că orice lovitură și tu o porți pe trupul tău, stăpână, de aceea doar putut-o să rămână lumina neclintită în val de ură. Berbece, lai, lai și bucălai. Dar berbece, lai, lai și bucălai, din gură grăiai, dorfule bătrân, cu seară cereai.